Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Fraților, aici o nouă achiziție, capra albă am dat-o. Am luat capra asta anglo-nubiană cu două ediții, ia uitați-le. Ce frumos și șut. Bă, nu te mi-a fricat pe la oi, că e dimineață. Nu mai e dimineață, nu că e dimineață. Sunt două fetițe. Nu sunt chiar originale ieduțele, dar la ureche și ca mărime s-au băgat pe mama lor, dar scorcitură cu țap sanen, pentru că i-am luat de la cineva. Căprița are certificat de origine, acolo încă mai curăță. Dai bă, nu mai ieși afară. Aici, cum puteți vedea, tot mai curăță căprița. Căpriță foarte frumoasă. Aici s-a ros, au avut iesle din plasă de Buzău și la cum băga cap acolo, de asta s-a ros. Așa. Micicelele astea sunt fătate pe 14 februarie. Da. Acum, eduții, mai mult ca sigur o să-i păstrez. Și capra o să o păstrez pentru că na, o să mai achiziționez. Tot așa am vorbit cu el și îmi păstrează un țap negru. Capra are puțin pulpa umflată. În care mai are pe aici? Nu mănâncă chiar cum mânca cea albă. Aia mânca prea mult și nu prea se lipea mâncarea de ea, dar văd că asta mănâncă cât trebuie, cât îi trebuie și după mai mănâncă puțin. Urechile astea sunt cam mari, dar nu prea îmi plac mie, dar asta nu-i, asta e. Prețul nu are rost să vi-l spun. Pe aia alba am luat undeva la 700 de lei. Am luat și am mai pus diferența și am luat-o pe asta. Vă zic așa, e peste 200 și ceva de euro. Hai că vă zic și prețul, 370 de euro am plătit-o. Dați acolo, trebuie să pun și ceva ațăroș și la ies la gât, pentru că îi mai scot afară. Ținu se de ochii. Închidem aici puțin. Aici la vară am lăsat să pun un geam de sticlă. Aici, dar acum am pus un sac să nu intre curent la iezi până la vară, când o să pun ori plasă dintre amărunte. Iepuroi ca nu mai am dat-o. Iepuroi de fapt. Am rămas cu picipuții astea, picipuții. Asta altă fetița. Trebuie să iasă fetei. Aici jos nu mai am nimic, nici în cușca asta, iesle aici. Le bag puțin o lucernă. Le bag să mănânce și ei. Nu știu dacă o să-i vând, cred că o să-i păstrez. Oricum o să mai cumpăr porcușori de Guinea, pentru că îmi plac foarte mult. Da, și cam asta ar fi videoclipul. Păi și o veste proastă în toată chestia asta. Cățelușii au murit, dar nu știu de ce. Au murit pe rând. Cățelușa asta trebuie să-i cumpăr o mașină de tuns zilele astea și o să o tund, pentru că la foarfec nu mai îmi place. Uitați-o pe aia, ce urdă e. Ciupacabra. Hai, ciupacabra. Trebuie să o tund și pe la ochi. Trebuie să o tund acum. O tund puțin așa cu foarfecul și după o iau cu mașina și un drept. N-aș mai lega-o, dar na, cam iese pe drum și mică o să dea o mașină pe ea. Băi, fraților, și cam atât a fost cu acest videoclip. Noi ne revedem data viitoare cu un nou videoclip. Și să știți, n-am mai postat. Am vrut să vă fac o surpriză cu un videoclip când va făta căprița aia albă, dar
m-am enervat pentru că tot așteptam miezi, tot așteptam miezi și nu mai făta. Și am decis să o vând să-mi iau una fătată, ca să vă fac un videoclip și vouă. Și să știți că pe asta nu o să o mai vând. Eventual, dacă se ivește altă problemă, o să o vând, dar deocamdată cât nu are nicio problemă, o să o țin cu cel mai mare drag. Ne revedem clipul următor, pa, pa!